Consiliul Județean a aprobat în ultima ședință acordarea sumei de peste 14 milioane de lei pentru lucrări de reabilitare și modernizarea drumului județean DJ109E, care face legătura dintre localitățile sălăjene Rus, Buzaș și Losna. Suma de 14 milioane de lei necesară reabilitării și modernizării drumului județean 109E reprezintă o cofinanțare din partea Consiliului Județean Sălaj și reprezintă valoarea reactualizată a obiectivului de investiții aprobat în cadrul ultimei ședințe a Consiliului Județean Sălaj. Investiția presupune lucrări pe o suprafață de 21 de kilometri și se are în vizor amenajarea suprafeței carosabile, a trotuarelor, betonarea șanțurilor, realizarea unor ziduri de sprijin, amenajarea rigolelor carosabile, reabilitarea unui pod și construirea unuia nou și alte intervenții ce se vor realiza în următorii 2 ani de zile. Lucrările se desfășoară prin Programul Național de Dezvoltare Locală. În expunerea de motive se arată faptul că sectorul de drum menționat s-a deteriorat considerabil, iar prețurile pieței au crescut simțitor atât ca manoperă și utilaje, cât și ca material și transport, fapt ce a impus actualizarea proiectului. Valoarea totală a investiției este de peste 40 de milioane de lei, inclusiv TVA.